Salut și bine te-am găsit la un nou episod teoretic aici la Guitar Chords Galaxy. Astăzi vom vorbi despre acordurile minore 6, acordurile minor 6. Dacă nu știi ce înseamnă un acord minor, un acord minor de bază, te invit să pui pauză la acest videoclip acum și să dai click pe linkul de mai sus pentru a înțelege cum se construiește un acord minor de bază, acordul minor, trisomul de bază. Bun, acum că am înțeles ce înseamnă un acord minor, un trisom minor de bază, putem trece la subiectul nostru și anume la acordurile minore cu sextă adăugată. Așadar, acordurile minore 6 se formează adăugând o sextă mare peste acordul minor de la care am plecat. Atenție, spre exemplu, în gama la minor, dacă avem acordul de bază la, do, mi, trisomul de bază minor, treapta a șasea nu este nota fa, practic, cum poate ați fi tentat să credeți, ci nota fa diez, deci este vorba despre sextă mare, nu sextă mică. Deci, acordul minor 6 înseamnă suprapunerea unei sexte mari, pornind de la nota de bază a acordului, peste trisonul care formează acordul minor corespunzător. Un alt exemplu, să zicem acordul de si minor, si, re, fa diez, treapta a șasea adăugată, sextă mare adăugată peste acest acord minor, înseamnă nota sol diez. Așadar, acordul de si minor 6 înseamnă si, re, fa diez, sol diez. Deci nu sol becar, ci sol diez. Acordurile minore cu sextă se cifrează în felul următor. Bineînțeles, pornim de la nota corespunzătoare acordului respectiv. Să zicem că plecăm de la acordul de la minor 6, deci nota La se cifrează cu cifra, cu litera A. A, M mic, de la minor, și 6. A mare, M mic, 6. La minor, 6. Denumirile alternative sub care puteți găsi acest acord sunt A, min, 6 sau A, M, I, 6. Sper că ați înțeles cum se formează acordurile minore cu sexta adăugată și în continuare te invit să descoperi playlistul corespunzător acestui tip de acord dând click pe linkul de mai sus. Îți mulțumesc pentru atenție și te aștept în continuare la alte tutoriale aici la Guitar Chords Galaxy.